Salonta va găzdui în perioada 20-23 iulie o competiție pugilistică inedită. Cupa Bihorul 2016 va avea loc pe timpul nopții și va aduce în ringul de box sportivii cu o impresionantă carte de vizită. Gala va fi deschisă în fiecare din cele două zile de copii și juniori. Meciurile de seniori și senioare vor avea loc spre miezul nopții în curtea Casei de Cultură din Salonta. Este o gală, spunem noi, inedită pentru că se va desfășura noaptea, începând cu orele 21 ringul de box va fi luminat și va dura două zile cu semifinale și finale. La startul primei ediții a Cupei Bihorul și-am anunțat prezența lotul național al Republicii Moldova, din componența căreia nu vor lipsi medaliații de la jocurile olimpice, europene sau mondiale, precum și sportivi din Ungaria, Germania sau Slovacia. Cred că pentru ei, Uh, va fi uh, un lucru uh, senzațional faptul că într-un orășel așa mic și uh, cu o mare tradiție în sportul box, iată, se face box uh, la un nivel, putem să-i spunem, ca în America sau în alte state dezvoltate. La Salonta vor fi prezenți fostul campion mondial la categoria WBO, Mihai Leu și fratele acestuia, Victor Leu, și el campion național de box.